Domnul să-l binecuvintează pe fratele nostru Sami, împreună cu toți care ne-am adunat aici. Așa e cum a spus el, sunt păstor la mai multe biserici, în diaspora și în România aici, dar mă bucur de un singur lucru, că ne-am adunat aici, fraților. Și am venit aici în numele Domnului Iisus Hristos. Amin? Nu vreau să predic, dar fac o mică introducere, slăvit să fie Domnul. Pavel și cu Sila, când ei s-au dus ca să predică, să vestească Evanghelie, ei s-au dus, cum am venit noi, să vinim aici el. Strângerea noastră, la rugul aprins. Iar după ei vine o femeie, din cetate în cetate. Era cu ghicitul. Era. Și Pavel cu Sila, mă, ce spune? Femeia asta umblă după noi de 2-3 zile, zice, asta o să ne facă rău. Iar Pavel, omul lui Dumnezeu, când s-a uitat pe ea, a poruncit Duhului. Duh de ghicire să pleacă, să o părăsească în numele Domnului Iisus Hristos. Amin? A părăsit-o. Ați văzut câteodată, fraților, și noi câteodată mai suntem călăuziți. Alți oameni mai sunt călăuziți. Dar haideți ca să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Pavel cu Sila, când erau prinși ca să le pună în butuci și erau acolo în temniță, ei nu au dat vina unui pe altul. Vezi, dacă tu nu mă luvai cu tine, eu astăzi nu eram aici, în pușcărie. Eu vorbesc așa puțin mai deschis ca să puteți să mă înțelegeți. Nu a pus vina pe nici pe la, nici pe la alt. Zice, noi am venit în numele Domnului Iisus Hristos și uite, suntem aici. Dar zice, auzi ce, noi vom lăuda pe Domnul. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu cu adevărat, Dumnezeu va trimite un înger. Și Dumnezeu ne va face o mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Deci ei doi n-a dat vina unul pe altul. Ați văzut cum? Ca când te duci, vrei să cumperi o mașină și te duci undeva și ți se rupă mașina. Și spune, mă, păi eu nu dau că tu te-ai dus să cumperi mașina. Păi nu, tati, la câștig. Vrei să iei și la pierdere? Nu. Că am fost pe un drum. Ei nu au judecat lucrul acesta cum noi judecăm câteodată. Nu pot să vin la lucrarea Domnului, nu pot să vin la biserică, nu pot să vin că-i soare, uite cum stăm noi aici în soare. Nu, nu. Ei ar venit și au ridicat în numele Domnului Iisus Hristos. Când pleci din casa ta, din familia ta, ești în călătorie. Spui, mă ridic în numele Tău și mă duc, Doamne, că mă duc cu Tine. Amin? Fraților, ori de câte ori mergeți, ridicați-vă și spuneți că mergeți cu Domnul Iisus Hristos. Ei nu s-au certat, nici nu au judecat, dar Dumnezeu le-a făcut o mare trecere și a trimis un înger. Și lanțul de pe mâinile lor, de pe picioarele lor, ar fost tăiete. Dacă mai ești astăzi legat de un duh, dacă mai ești legat de mândrie, dacă mai ești legat de pofte, dacă mai ești legat de lucruri care îți place astăzi aici pe pământ, Dumnezeu să trimite un înger ca să ne eliberează pe toți. Amin? Amin. Și să fim liberi și inima noastră să o găsească liberă și să intre Domnul Iisus Hristos. Amin? Cum Pavel și Sila au fost eliberați din pușcărie, așa și noi să fim eliberați în numele Domnului Iisus Hristos. Și umblarea noastră, cuvintele noastre, să fie cuvântul lui Dumnezeu slăvit, să fie Domnul. L-am aici pe fratele nostru Paris, care e păstor acolo în Paris, care colaborăm împreună, lăudați să fie Domnul. Și ținem legătura. Eu sunt în Strasburg, România, în Germania, în mai multe părți și noi ne sunăm și spun, să ai grijă de biserici, să te duci în locul ăla, în locul ăla. Noi ne consultăm, fraților, și sunăm la neamul nostru românesc, la neamul nostru țigănesc și le dăm, le încurajăm ca să vină la biserică. Așa e pe calea aceasta, fraților. Dar știți ce? Să nu vă pierdeți.
Căutați-L pe Domnul, cum spune în Matei 6, cu 33, acolo scrie așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate lucrurile vi s-ar da pe deasupra. Primul este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Puneți-L pe Domnul în față. Și noi, pe locul 2, orice ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu este de partea noastră. Că ești rom, român, maghiar, neamț, francez, italian, orice nație, suntem o făptură, suntem creatoare lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Trebuie să ne ridicăm unul pe altul, fraților. Să nu ne lăsăm. Vrăjmașul vine și vrea să fură cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrea să fură? Să te fură. Să nu vii în biserică, să nu vii la ponoară aici. Vino! Lasă-L pe cel rău, tu împacă-te cu Domnul, tu ai făcut un legământ cu Domnul. Aș vrea ca să facem rugăciunea aceasta pentru toți care au venit aici și stați în soare, ca Dumnezeu să vă răsplătească cu viață veșnică. V-a spus banii în lucrarea Domnului, ăștia sunt banii lui Dumnezeu, nu s-au oștri. V-a spus mașinile, sunt a Domnului. Tot ce ne-a dat Domnul este a Domnului. Noi cum vom pleca de pe pământul acesta, nu vom lua cu noi nimica. Dar ce faci pentru Domnul, cu aia rămâi. Că deci banii lui Dumnezeu nu le ține la El, le ține la noi, la toți. Și ori de câte ori vrei să faci o faptă, fă-i și dă-i, că dai dintr-a Domnului. Ăia care dai nu sunt ai tăi. Aia care le pui deoparte, aia sunt a tăi, tot pentru lucrarea Domnului. Dar ce dai, ți-ai făcut con la bancă. Cu aia ce întâlnești. Să nu fim zgârciți. Dați, că dați pentru Domnul. Că deci Dumnezeu ne dă sănătate, nu suntem orbi, șchiopi, incapați. Suntem oameni sănătoși și ne-a dat copii sănătoși și bucurați-vă. Cei care ați venit aici și sunteți bolnavi, cei care credeți lucrarea aceasta și crezi că Dumnezeu te-a vindecat, vino și slujește-L pe Dumnezeu. Mie Dumnezeu m-a făcut mult bine, fraților. Am soția care e pocăită de 25 de ani și Dumnezeu a vindecat-o. Toți doctorii a spus că moare, a spus când o pune pe masă, o anesteziază, îi face anestezie, zice tu îmi dai banii tara și îți iau și banii și soția ta va pleca la Domnul. Nu vreau, nu putem, eram în Austrie să dau bani, nu, în Franța, un bun profesor, un bun prieten al meu. În Timișoara, la Pădure Verde, un bun profesor, nu-ți ia banii, suntem prieteni, moare, ia-o, du-o acasă, nu să știe cât va trăi. Și am spus: Doamne, te rog frumos, unde este alergarea mea? Unde este slujirea mea, Doamne? Știu, Doamne, că Tu ești cu mine, nu mă părăsești, Doamne. Am toată încredere, am toată nădejde și am apelat la frați, am apelat la Domnul Iisus Hristos și a venit Dumnezeu primul. Și mulțumesc lui Dumnezeu și la frații noștri care m-au ajutat în rugăciune, slăvit să fie Domnul, ca Dumnezeu să vă răsplătească. Oricine veți avea cauze și probleme, nimeni nu rezolvă în universul acesta decât Domnul Iisus Hristos. Credeți-vă în Domnul, sunați la păstori în biserică să vă aduce în rugăciune, să vedeți mâna lui Dumnezeu. Și credeți în vindecări, fraților. Dumnezeu a vindecat și vindecă. Oamenii se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Este același Mântuitor. El este medic, fără bani, fără plată. Noi nu suntem buni, că nu credem. Ne schimbăm. Nu vă schimbați. Credeți în Evanghelie. Credeți în Dumnezeu și în Duhul Sfânt, care este a treia parte din Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să facem rugăciunea aceasta personal pentru noi toți care am venit aici, cum am spus. Că v-a spus bani în lucrarea Domnului, obosala, truda, suntem în soare, mașinile voastre, poate ați avut probleme în călătorie, să nu vă certați, că Pavel și Sila nu s-a certat. Iar cântat și s-au rugat. Așa și voi, cântați și rugați-vă. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Deci cântați și lăudați-L pe Domnul și credeți că Dumnezeu va elibera și va vindeca, slăvit să fie Domnul. Deci rugăciunea aceasta, personal pentru noi, toți care am venit aici, ca Dumnezeu să lasă vindecare
Și balsam vindecător peste orice rană, peste orice mădular bolnav. Și chem prezența și autoritatea lui Dumnezeu peste tot care strângem aici. Aplecăm capetele și intrăm în rugăciune. O, Doamne, chem numele Tău. Chem prezența, autoritatea Duhului Sfânt. Peste locul de unde chemăm numele Tău. Aici, Doamne, suntem strânși. Aici, Doamne, ne-am adunat în numele Tău. Doamne, aici sunt oameni tineri, oameni bătrâni. Tinerete, Doamne, care ne-am adunat aici. Noi am venit, Doamne, ar venit în toate părțile, Doamne. Ar venit, Doamne, să ascultă cuvântul Tău. Ar venit să se întâlnească cu Tine. Mersi, aleluia! Shem paragoge ruberto rabuni. Mersi, ava! Aleluia! Vindecă orice rană, vindecă orice mădular bolnav. Avem toată încredere, avem toată negerge în Tine, Doamne, că Tu vindeci, Doamne. O, Geu la prala îndocerii, acarau canau, acarau chi prezența, acarau chi autoritate, chi autoritatea Duhului Sfânt. Geu la vindecisar, Geu la eliberisar, Geu la cărtu buchii, Angeamare ile, angeamare o neamul romanou, haiana maro poporul romanou, ca e mântuire geula, ce penen ce cimasa, sa me gel juvindou, ca e cărăs vindecări, ca e cărăs eliberări geula, hai me sa me încredere, sa me îngerge în getuce, că tu sa n-ar amaro medico geula, tu sa n-amaro salvatorii, tu sa n-amaro rezolvatorii, tu vindecise rana, tu vindecise-l mădulare, iar a mei mărturisă saras tu, tu, Geula, ca medico. Merughisailem, andranavăl dagesco, îl șevesco, hai o Duhul Sfânt, hagel ce binecuvintil seama roneamo, în veci, amin. Ar vrea să vă spun numai că noi venim din Oltenia, de prin zona Craiovei pe acolo, un loc în care sărăcia spirituală e la ea acasă. Și un loc în care oamenii au prea puțină cunoștință despre Dumnezeu și cei care o au e așa cum e. Eu m-am rugat lui Dumnezeu pentru ce o să fie aici azi. Habar n-am avut ce o să fie. Vă spun sincer că am avut în inima mea, fratele Sami știe că doar i-am spus. N-am știut ce și cum o să fie, dar mai mult decât orice, s-a spus ceva mai înainte. Astfel de închinător dorește Tatăl în Duh și în adevăr. Să știți, închinarea adevărată n-are legătură cu oamenii care stau pe aici prin față, care se plimbă pe la microfoane, n-are legătură nici cu oamenii care vorbesc, n-are legătură nici cu oamenii care cântă, n-are legătură cu absolut nimeni care ar putea să vă spună ceva anume. Închinarea adevărată e doar între noi și Dumnezeu. O inimă curată care să vină așa cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât orice. Mai mult decât orice. Să știți că Dumnezeu nu se uită la mulțimi, la cât de mulți sunteți dumneavoastră aici. Probabil sunteți undeva la habar n-am. Cât se strâng de obicei? 500, 1000, 2? E bine să vă spun, în Oltenia, pe județe, sunt doar atâția oameni întorși la Dumnezeu cât sunteți dumneavoastră aici, numai într-un județ. Ceea ce înseamnă că e lucru mare. Să poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, de la Tine am tot, e un lucru extraordinar. Acum când toată lumea se strică din ce în ce mai tare de cap și când creștinismul a devenit tot mai ieftin, e important să mai fie ceva din Dumnezeu în tine. Acestui Dumnezeu vrem să-i cântăm de dragul Lui și pentru slava Lui. Slavă înseamnă a scoate pe cineva în evidență. Pe Dumnezeu, doar El să fie scos în evidență. Așa să fie. Sus de oameni și de împărați, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțeles, Tu ai fost, rămâi în veci de mai sus de tronuri și împărății,
mai sus de-a lumii mari minunății, mai sus de aur și tot ce valoros. Tu ai fost rămâi cel mai prețios, ai fost răstignit și pus într-un mormânt ca să mor. Venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit și la mine. Tu ai crezut și te-ai gândit și la mine. Și tot ce-i valoros, tu ai fost rămâi cel mai prețios. Ai fost răstignit și pus într-un mormânt ca să mor. Venit ai pe pământ și zdrobit într-un mormânt ca să mor. Venit ai pe pământ și zdrobit ca un trandafir. Tu ai căzut și te-ai gândit și la pentru asta a venit Hristos. Să facă bogatul la fel de egal ca săracul. Să facă omul care are mai puțin de mâncat la fel de egal ca omul care are prea mult de pus pe masă. Să facă egalitate între oameni și mai mult decât orice să ne facă copii ai lui Dumnezeu. Știți cum spune Biblia? Că suntem mai mult decât copii. Suntem și moștenitori. Și moștenitori. Și dacă asta e promisiunea lui Dumnezeu față de cel ce-l iubesc, de cei ce-l iubesc, înseamnă că așa e. Pentru că niciuna din promisiunile lui Dumnezeu, cel puțin eu asta am văzut până acum, n-am văzut nicio promisiune a lui Dumnezeu care să nu se fie împlinit.
dacă El a spus că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat, înseamnă că așa e. Amin? Amin. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine pe cineva, pentru aceia care nu știți. Dacă Dumnezeu se uită și la dumneavoastră și la noi și găsește un cuvânt de bine pentru fiecare dintre noi, e ferice de noi. E ferice de noi. Când stătea Hristos în grădina Ghețiman, știți ce a spus? Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Pentru că era prea mult venin, prea mult amar, strâns și de la dumneavoastră, și de la mine, și de la toți cei care au făcut greșeli înaintea noastră, și de la toți cei care vor urma. Știți cum s-a terminat? Hristos și-a continuat rugăciunea și a zis, Tată, totuși, voia ta să se facă și nu voia mea. Și a băut tot paharul acela și a murit și a înviat și astăzi, dacă suntem unde suntem, e din cauza Lui. Slavă Lui! Amin. Sunt iertat căci ai fost părăsit. Sunt acceptat, ai fost condamnat. Și viață am acum, iar Duhul Tău e în mine, căci ai murit și ai înviat. Sunt iertat? Sunt iertat, căci ai fost părăsit. Sunt acceptat, ai fost condamnat. Și viață am acum, iar Duhul Tău e în mine, căci ai murit și ai înviat. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dragoste, uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am, te preamăresc. Sunt iertat? Sunt iertat, căci ai fost părăsit. Sunt acceptat? Sunt acceptat. Ai fost condamnat. Și viața am. Și viața am acum, iar Duhul Tău e în mine, căci ai murit și ai înviat. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dragoste, uimit privesc, să mă rurie te slăvesc, cu tot ce am de preamăresc. Iisus, Tu ești rege. Să moară un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, cu tot ce am de preamăresc. Thank you.
toți atât de diferiți. Nu doar culoarea ne separă, dar și limba ce o vorbi. Dar știu că în adâncul inimii câțiva suntem la fel. Suntem uniți de dragostea ce vine de la Dumnezeu. Hey, hey, avem același tată, același sânge. Suntem uniți, uniți de aceeași jertfă, pe aceeași cruce. Suntem iubiți, avem același tată, același sânge. Suntem uniți, uniți de aceeași jertfă, pe aceeași cruce. Nu-i nimeni mai sărac sau mai bogat. Avem același preț cu sânge, toți am fost răscumpărați. Să ne iubim unii pe alții cum El însuși ne-a iubit. Să împlinim porunca cea mai mare până la sfârșit. Oh, oh, avem același tată, același sânge. Suntem uniți, uniți de aceeași jertfă, pe aceeași cruce. Suntem iubiți, avem același tată, același sânge. Aceeași jertfă, pe aceeași cruce, oh, suntem iubiți, avem același tată, același sânge. Suntem uniți, uniți de aceeași jertfă, pe aceeași cruce. Suntem iubiți, avem același tată, aceeași sânge. Suntem uniți, uniți de aceeași jertfă, pe aceeași cruce, oh, suntem iubiți. Ele, 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 ele. Thank you.
Întinde-ți mâna ta,
O Tată nostru scump, transformă-mi inima. Căci mi-ai dat viață.
ea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc. Căci mi-ai dat viață, mântuirea fără s-o plătesc. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Din inima mea vreau să-ți mulțumesc. Aleluia! Psalmul 86 cu versetul 11 spune: cercetează-mi inima și învață-o să se teamă de tine. Haideți să spunem împreună: Doamne, cercetează-mi inima și învață-o să se teamă de tine. Creștinismul este un mod de viață, nu poți fi astăzi pocăit și mâine despocăit. Creștinismul este ceva ce Dumnezeu construiește în interiorul tău, ceva ce este emanat din tine prin ceea ce gândești, prin ceea ce vorbești, prin ceea ce ești în fiecare zi. Și așa să-i spui vecinului din stânga și din dreapta: chemarea ta, chemarea ta este să reflecți pe Iisus Hristos în fiecare zi, de dimineață până seara. Cântarea ta să fie compusă din modul tău de viață. Amin? Domnul meu e împărat. Iar când îmi vin în ajutor, El pleacă cerul pentru mine. Din gura Lui este foc mistuitor, iar brațul Lui ocrotitor din apă-i mari mă scoate iar. Fiindcă mă iubește mult, Domnul meu e viu, El moartă a învins. Se cutremură pământul, natura îl salută, Domnul meu e viu. Unde sunt fiii și unde sunt fiicele de împărat în acest loc? Dumnezeu te-a chemat să trăiești la nivelul regalității lui Dumnezeu. Nu poți să faci ceea ce vrei, nu poți să spui ceea ce vrei, ci Dumnezeu te cheamă să te comporți ca un prinț și ca o prințesă a lui Dumnezeu. Unde sunt prinții? Unde sunt prințesele lui Dumnezeu în acest loc? Ei sunt cea mai bună reprezentare a unui Dumnezeu care este rege, a împăratului împăraților, a Domnului domnilor, a celui care a fost, este și va veni. A Lui să fie slava. Domnul meu e împărat. Domnul meu e împărat, cu slavă El înconjurat. Iar când îmi vine în ajutor, El pleacă cerul pentru mine. Din gura Lui iese foc mistuitor, iar brațul Lui ocrotitor din apă-i mari mă scoate iar. Tatăl meu e Dumnezeu, știu cine sunt.
Eu sunt fiu de împărat. Eu sunt fiu de împărat. Eu sunt fiu de împărat. Tatăl meu e Dumnezeu. Iisus e împărat. Iisus e împărat. Dă-mi voie să-ți spun ce se întâmplă în momentul în care îi aduci laude lui Dumnezeu. Psalmul 149 spune că prin laudele noastre îi legăm pe mai mari împărăției lui Satan cu obezi de fier. Vom cânta acest refren încă o dată. O, Iisus e împărat. Și aș vrea să cânți cu această conștientizare că orice demon din viața ta, orice demon din mediul tău de influență este legat. Eliberăm în acest loc puterea laudelor lui Dumnezeu, acea putere năvalnică care face ca împărăția lui Dumnezeu să vină precum în cer, așa și pe pământ. Și rostim în numele lui Iisus Hristos că prin laudele noastre facem război cu demonii care se ridică împotriva noastră, împotriva caselor noastre, împotriva bisericilor noastre, împotriva comunităților noastre. Amin? Vreau un amin din toată inima. Când îi dai lui Dumnezeu un amin, îi spui de fapt lui Dumnezeu da. Și nu poți să îi spui cu jumătate de gură, ci poți să îi spui doar din adâncul inimii. Amin în Vechiul Testament înseamnă așa să fie, dar în Noul Testament înseamnă așa este, pentru că promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Amin! Care cântă la orgă, nu știu cum vă numiți, dar Duhul Sfânt îmi spune că în timp ce veți cânta, Domnul se atinge de dumneavoastră și sunteți vindecat. Și mai aveți o cerere pe care o aduceți înaintea Domnului. Și sunt multe persoane care aduc cereri în acest loc cu privire la familiile lor. Și văd peste această conferință un duh de întregire a familiilor. Văd peste această conferință născând fii și fiice și născând ucenici ai Domnului din copii cel mai puțin predictibil pentru așa ceva. Văd ucenicii ai lui Iisus Hristos născându-se din acest loc. Văd, ei nici măcar nu sunt prezenți, dar sunt prezenți mijlocitorii familiilor. Amen, îi cerem pentru Domnul. Strigăm înaintea Domnului pentru ei, oricare ar fi. Amen. Aleluia. Cuvântul lui Dumnezeu are această capacitate de a traversa distanțe, granițe, distanțe în timp, distanțe geografice și de a aduce, de a se întoarce la Dumnezeu cu rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă. Amen. Aleluia, 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 aleluia. Într-o perioadă de căutare, în mod deosebit a feței lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat următoarea cântare și ea vorbește despre El. Mi-a plăcut atât de mult ce spunea fratele Ciucurescu mai devreme, că slava înseamnă a-L aduce pe Dumnezeu în prim plan. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Când cauți fața lui Dumnezeu, Dumnezeu este adus în prim planul familiei tale, este adus în prim planul vieții tale personale, este adus în prim planul bisericii tale, al țării tale. Caut un om, nu 1000, nu 100, caut un om. Un om caut care să-L aducă pe Dumnezeu în prim planul României. Amin? Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Cine e ca El, în slavă îmbrăcat? Cine e ca El, pe tron e
așezat. Cine e ca e, moartea a învins, iar în mine azi trăiește Duhul Sfânt. Sfânt e Domnul meu, Sfânt e Domnul meu, Sfânt e Domnul meu, Lui mă închin și cine e ca el, pe tron e așezat. Cine e ca el, el moartea a învins, iar în mine azi trăiește Duhul Sfânt. Sfânt e Domnul meu, Sfânt e Domnul meu, Sfânt e Domnul meu, Lui mă închin și cânt. Sfânt e Domnul meu, Sfânt e Domnul meu, Sfânt e Domnul meu, Iisus Hristos e Domn. Aleluia, 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 amin, amin, vocea. Aleluia, 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 ridică-ți vocea, aleluia. Amin, slăviți să fie Domnul. De câțiva ani de zile, de câțiva ani de zile ei vin la rugul aprins și anul trecut a fost. Și anul trecut a zis. Acum ai altă poezie, așa-i? Hai să ascultăm. Slăviți să fie Domnul. Amin. Poezia se numește Veniți la Golgota. Vino, soră, vino, frate, vino, prietene iubit. Vino la Iisus, la cruce, cu al tău suflet zdrobit. Vino să primești iertare, izbăvire din păcat, căci Iisus, Mântuitorul, vina noastră a purtat. Cine a păsat să vină, ori și cât de jos ar fi,
căci la Golgota, la cruce, mântuire va găsi. Alungați descurajarea și strigați la Dumnezeu, care ne-a trimis salvarea prin Iisus, prin Fiul Său. Glasul de pe cruce cheamă și te așteaptă ca să vii. Astăzi nu-i târziu, grăbește și iertare vei primi. Îndrăznește, ai credință, căci Iisus a biruit. Sus la Golgota, la cruce, dacă vii, ești mântuit. Nu te teme de vrăjmașul care te-a descurajat. Dumnezeu te cheamă, vino ca să fii eliberat. Lanțurile de aramă au fost rupte, s-a topit, căci Iisus, Mântuitorul, pe cerău l-a biruit. Domnul a îndurat ocara, El cu moartea s-a luptat, dar Părintele cel veșnic dintre morți l-a înviat. Dumnezeu ne poruncește astăzi să ne pocăim, la Iisus să ne întoarcem, mântuire să găsim. Amin.